Bine v-am regăsit la știrile din sport. În urma tragerilor la sorți pentru ultima fază a Cupei Județene de Fotbal, Unirea Izvoarele și Arsenal Malu s-ar putea întâlni în finală. Au mai rămas de disputat două semifinale și un meci din sferturile de finală. Câștigătoarea Cupei Județene se va califica în fazele primare ale Cupei României de anul viitor. Marți după amiază, la sediul AJF Giurgiu, au avut loc tragerile la sorți pentru stabilirea combatantelor din ultimele faze ale Cupei Județene la fotbal. Un meci se va disputa în cadrul sferturilor de finală, iar învingătoarea va juca cu una din cele trei echipe care și-au câștigat locul în semifinale. Unirea Vânătorii Mici din Liga Onoare a avut ghinionul de a nimeri cu liderul seriei de nord, Unirea Izvoarele, în timp ce Arsenal Malu îi va avea ca oaspeți în semifinală pe cei de la Bolintin Deal, tot din Liga Onoare. În cealaltă semifinală va juca direct și Mihai Bravu, cu învingătoarea dintre Unirea Izvoarele și Unirea Vânătorii Mici. Pentru Izvorani, capitanul echipei Gine Alasan a tras lozul norocos. La ce echipă avem, nu am cum să fie teamă de nimeni, nici și dacă era să cădem cu adversara noastră principală, Malu. Era un meci frumos și cel mai bun câștigă. Ați putea să ajungeți în finală cu ei, nu? Da, mi-aș dori din tot sufletul să ajungem să fie o finală frumoasă, Unirea Izvoarele, Arsenal Malu și cel mai bun să câștige. Vă propuneți așadar și campionatul și cupa noastră. Da, astea sunt obiectivele de la începutul campionatului și cupa este un obiectiv pentru noi. Arsenal Malu este deținătoarea trofeului Cupei Județene pe care l-a câștigat anul trecut și mai apoi a avut un parcurs ambițios în fazele primare ale Cupei României. Nu ne-am dorit un adversar anume, sorții au decis să jucăm cu Bolintin Deal. O să jucăm, încercăm să învingem, să mergem mai departe, să câștigăm trofeul. Mai jucat cu ei până acum, în ultimul an, să zicem? Nu, n-am jucat niciodată în istoria echipei cu Bolintin Deal. Va fi primul meci din istorie, care sperăm, repet, să se termine cu victoria noastră. Anul acesta și cupa și campionatul țintit. Bineînțeles, nu se poate altfel. Programul meciurilor urmează să se stabilească ulterior, iar fazele competiției se vor disputa într-o singură manșă. Luptătorii de greco-romane ai clubului Dunărea Giurgiu au fost de neoprit la Cupa Vâlcii. 9 jucători antrenați de Florin Antonescu au participat și 7 s-au întors cu câte o medalie. Acum cresc speranțele pentru un loc în frunte la campionatele naționale. La sfârșitul săptămânii trecute, tinerii luptători de greco-romane de la Dunărea Giurgiu au fost invitați să participe la campionatul interjudețean de lupte de la Râmnicu Vâlcea, denumit Cupa Vâlcii, alături de alte 13 cluburi din sudul țării. Giurgiuvenii s-au făcut remarcați prin performanță. Din 9 copii, 8 au fost finaliști, iar 7 s-au ales cu câte o medalie. Pentru scurtă activitate de un an a secției de lupte, rezultatele sunt îmbucurătoare. Ne dă convingerea că în viitor, când vor avea loc campionatele zonale și finala campionatului național, din secția noastră putem spera la 1-2 sportivi calificați în primii 6 la finala campionatului național de lupte greco-romane. Peste 180 de sportivi au participat la Cupa Vâlcii, iar puștii de la Dunărea Giurgiu au reușit să își impresioneze adversarii și să facă o bună imagine clubului, dar și orașului nostru. Începutul de drum pentru noi a fost promițător, reușind ca la această competiție să avem numărul cel mai mare de medalii cucerite comparativ cu numărul de sportivi. Din 9, 7 au fost medaliați. Giurgiuvenii vor putea vedea la lucru pe luptători în data de 18 aprilie, atunci când se va organiza un turneu de lupte greco-romane, unde vor participa numeroase cluburi din țară. Tot acolo vor fi prezente și diferite personalități din lumea luptelor românești. Sportivii de la clubul Acvila au participat săptămâna trecută la Openul Bucureștiului de Jiu-Jitsu. Giurgiuvenii au mers cu un număr redus de sportivi, deoarece urmează alte turnee și mai importante. Anul acesta, Cupa Acvila va avea oaspeți de peste hotare. Openul Bucureștiului și Cupa Corisan la Jiu-Jitsu a mai adus în zestrea clubului Acvila încă 8 medalii. Printre câștigători s-au aflat de această dată și 3 seniori care au revenit în circuitul competițional. Giurgiuvenii au ales să nu acorde o atenție deosebită turneului de weekendul trecut, deoarece luna aprilie este presărată de evenimente sportive naționale și internaționale, atât pentru club, cât și pentru loturile naționale, unde sportivii Acvila sunt deseori cooptați. Rezultatele sunt foarte bune, așa cum am spus. Noi ne pregătim pentru competițiile care urmează, competiții naționale și internaționale.
și am zis să nu-i accidentăm, dar dorința lor a fost atât de mare încât au vrut să participe și la această competiție. Setea de performanță. Setea de performanță, probabil și setea de competiție, a participat la competiții. Openul Bucureștiului a avut de această dată și participanți din Turcia, iar intenția organizatorilor este să înscrie competiția în circuitul internațional. La fel se întâmplă și la Giurgiu, unde anul acesta, la tradiționala Cupa Agvila, vom vedea concurenți de peste hotare. Cel mai important lucru este că la această competiție și noi am invitat pe cei din lotul național al Turciei și vor participa la Cupa Agvila la Giurgiu în decembrie. Este deja stabilit, vor participa. Sigur, este o invitație oficială și oamenii au răspuns pozitiv. Sperăm pe lângă ei să mai aducem și din Bulgaria și Grecia cel puțin. Sportivii se antrenează intens seară de seară pentru a da cel mai bun andament la fiecare turneu, indiferent de importanța acestuia. Cum merg antrenamentele aici la asta? Sunt foarte intense, ne pregătim pentru o competiție mondială. Că tu, domnul profesor, mi-a spus că tu ești cooptat în lotul național, așa este? Da, vom participa la competiția din Turcia, Antalya respectiv. Ce speranțe ai? Păi aș vrea să obțin medalia de aur. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile din sport. Cu mai multe știri, ne revedem mâine. Până atunci, vă urez toate cele bune!